Bună ziua, bun găsit, dragii mei. Iată ne ajungem la o nouă ediție a emisiunii sportive Arena Sportivă. Intrăm astăzi în Arena Sportivă și discutăm despre școala de handbal slătineană. Alături de mine în studioul Prima TV Slatina se află domnul Victor Dăbuleanu, antrenorle pe Slatina. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Și după cum vedeți pe plan general, alături de mine se mai află două handbaliste. Bianca Chiriță, bine ai revenit! Bună seara și mulțumesc și eu din nou pentru invitație! Bine ai venit, Diana Alexandroiu! Bună seara! Vorbim despre programul din această perioadă pe care LPS Slatina îl are la Junioare 2, dar și la Junioare 1. Uh avem săptămâna aceasta ultimul turneu, spunem, din acest an, la nivel de junioare 2, turneu care va avea loc la Craiova, vineri, sâmbătă și duminică. Spun eu că este un turneu important pentru noi, pentru simplu fapt că noi trebuie să vedem cam care este nivelul de pregătire la, nivel, la momentul actual având în vedere că jucăm cu energetic cu Vâlcea și care consideră că este o echipă care anul acesta emite pretenții pentru o medalie la nivel de junioare 2. Să sperăm că nu vom avea nicio jucătoare accidentată pentru că, din păcate, în ultima perioadă tot timpul am fost cu jucătoare care au avut accidentări mai grave sau mai puțin grave, spun eu așa, dar care le-a împiedicat să intre în teren sau să joace la potențialul maximal. Și atunci am fost nevoi să, să improvizez. Să sperăm că totul o să fie în regulă. După care fetele vor avea încă aproape o săptămână de antrenament, urmând că apoi să intre într-o... Perioada de pauză până undeva în jur de 4 ianuarie când o să revenim la antrenamente și o să începem readaptarea la efort pregătind plecarea în cantonamentul din luna ianuarie. Care este situația la ora actuală în ceea ce privește lotul de jucătoare? Bine, probleme majore nu sunt la momentul nu sunt la momentul actual doar avem două jucătoare care au fost operate, Adina Cace de menisc, Ana Trușcă de ligamente încrucișate și menisc. Ele au revenit, se antrenează cu echipa, se simte oarecare, spun eu, lipsa jocurilor. Dar să sperăm că încet, încet, până la fazele superioare, începând, spun eu, cu turneul semifinal de luna aprilie-mai, să sperăm că le vor reveni la un potențial maximal și atunci să sperăm că totul o să fie și în regulă, pentru că sunt două jucătoare care ar putea să joace în primii șapte și pentru mine spun eu că sunt jucătoare importante. În rest, probleme majore nu sunt și să sperăm că totul o să fie în regulă. Bianca, cum crezi că te ajută pe tine sau dacă te-a ajutat faptul că tu ai jucat și la junioare 1 și la junioare 2? Da, este un lucru bun că am putut face parte și din lotul de la junioare 1. Este foarte bine pentru că sunt mult mai multe jocuri. Acolo se vede și o diferență destul de mare pentru că echipele cu care jucăm sunt cu un an mai mari decât noi. Și contactele dintre noi sunt mult mai puternice, și acolo se vede oarecum adevărata, să zic așa, valoarea jucătorului. Este un lucru bun că pot să joc și la junioare 1 și la junioare 2. Este destul de obositor, zic eu, pentru că, când nu avem la junioare 2, avem la junioare 1. Dar asta nu ne împiedică să jucăm uh, și în partea cealaltă la Juniare 1. Uh, nivelul jocurilor este diferit? Juniare 1 de Juniare 2? Uh, este diferit, așa cum am spus, pentru că um, echipele au o forță mult mai mare, având în vedere că sunt cu un an mai mare decât uh, noi. E un joc mai agresiv? Uh, depinde de la meci la meci. Uh, depinde de fiecare echipă. Uh, Poate că, chiar dacă suntem mai mici cu un an, uh, jucăm bine și la juniare 1. Dar sunt și echipe care au un potențial mult mai mare și um, în, întâmpinăm oarecum mici dificultăți. Ca să mai scape și Diana de uh, emoții, am să vă mă rog pe noastră să îmi spuneți câteva cuvinte despre ea. Din câte am înțeles, ea joacă la Junioare 4. Da, eu spun că la nivel de junioare 4 sunt 3-4 fetițe, alături de ea uh, sunt alte 2 sau 3, cel puțin 2 sau 3 fete, Ristea, cu militarul, uh, spun eu, care cred eu că dacă vor fi serioase, vor putea să facă performanță. Ea, eu cred că Diana. Uh, este cel puțin eu când am făcut încercarea respectivă la turneul de junioare 1 de la Slatina, chiar dacă erau fete cu 8 ani mai mari ca ea, a, am reușit să o bag să joace. Cred eu că este și am vins emoțiile la momentul respectiv, cred că o să o facă și acum. Și chiar a avut o evoluție peste așteptări din punctul meu de vedere, având în vedere că a avut o spun, evoluție bună atât în faza de atac cât și în faza de, a, de apărare. Pentru mine a fost surprinzător. Să sperăm că va fi în continuare serioasă și totul o să decurgă normal. Să sperăm că nu avem parte de accidentări. Tot timpul am spus că până sus, acolo sunt mulți factori care vor influența, spun eu, drumul, traiectoria unui sportiv să ajungă în marea performanță, dar este clar că sus acolo nu vor ajunge cele mai talentate. Eu sunt convins că acolo sus vor ajunge cele mai serioase. Este foarte important să fii... De adevăr, de foarte multe ori ați subliniat acest lucru și ați spus în evidență... Pentru că am spus la generația de 88, revin tot timpul la asta, cea mai talentată jucătoare cu lege pe undeva în Spania. Deci și trebuie să înțelegeți că de generația respectivă sunt... Dau exemplu Zanfir, care este la campionatul european acum sau Marin, care a, anul trecut a câștigat bronzul. Deci au fost jucătoare care au ajuns în lotul național, dar cea mai talentată din generația respectivă nu a ajuns, pentru că i-a lipsit seriozitatea și în momentul în care nu ești serios, nu provi dintr-o familie care să fie organizată, să te direcționeze corect pe drumul pe care ar trebui, atunci normal că apar și. Deviații, spun eu, de la traiectoria normală și normal că nu ajungi. Eu sper ca ea să fie serioasă și să înțeleagă că nu mai muncind foarte mult o să fie bine. Spun eu că debutul este promițător și văd că îi și place, și atunci sper că o să facă o, o treabă bună. Sper că i-au trecut emoțiile. Bun, dacă a trecut emoțiile, atunci uh, să aflăm uh, de la Diana de ce a ales handbalul. Am ales handbalul pentru că din toate sporturile pe care le-am făcut, adică judo și tenis, uh, mi-a plăcut handbalul pentru că e un sport de echipă și aici mă simțeam cel mai bine. Îmi place să vorbesc cu celălalt să plănuiesc totul. Nu știu, e foarte bine aici. Uh, judo și tenis cât ai făcut? Uh, judo am făcut un an și tenis cam o lună două. Și la handbal cum ai ajuns? Păi... Ai vrut să treci așa prin toate sporturile sau nu a fost chiar întâmplător ce ai ajuns la Hanbals? A, a venit un nebun ca mine, s-a dus în selecție <laughs> și atunci este probabil nou, nou, ceva nou și a vrut să vadă, cred eu. Pentru că marea majoritate la început vin de curiozitate, exact. Foarte mulți nu să țin, pentru că din ce în ce, în momentul în care înaintezi în antrenamente, o să fie din ce în ce mai grele, mă rog. Vine cine timpul... vrea, rămâne cine poate. Da, da, da. Și ea totuși, a reușit să, să rămână, spun eu, într-o ramură sportivă unde are și înclinații. La momentul actual, am văzut că și părinții sunt interesați. Și este un factor foarte important, din, câte din punctul știu. meu de vedere, cred că cei mai importanți. Dacă reușesc să-i direcționeze corect părinții, atunci se schimbă. Și până la urmă, contează foarte mult și educația fiecăruia. Cei șapte ani dacă, să spuneam tot timpul, că în momentul în care nu ia este foarte greu, nu neapărat să faci sport, este foarte greu să ai și o conduită corespunzătoare în societate. Aici apar... Cei care spun eu sunt recalcitranți sau au un comportament uh, inadecvat, din familiile respective provin și eu știu pentru că mă confrunt cu tot mai multe probleme. Din păcate, uh, spun eu că educația copiilor care vin la momentul actual este tot mai precară și uh, asta, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. Tot văzând emisiunile respective, am văzut că se dă tot mai mult vina pe școală, nu știu, profesori, care într-adevăr au o vină, au o parte din vină, dar în acest sistem cred că ar trebui luat în considerare mult mai mult familia. Pentru că de acolo spun eu da, că ce pleacă. Ce s-a schimbat în anii ăștia, nu știu? Vorbeam de generația uh, 85-86-87, de alte generații. Uh, ce s-a schimbat față de. Ce se întâmplă acum? Nu știu, copiii nu mai vin? În primul rând, ce aș vrea să spun: că sunt foarte puțini cei care mai vin să facă mișcare. Datorită părinților, datorită, spun eu, factorului financiar, cu toate că, încă o dată, la noi totul este gratuit, în sensul că nu percepe nicio taxă pentru a face sport, atât că ideea e că atunci când sunt mici, o să trebuiască să-și ia echipament. Sunt eu știu, investiții. sunt, este adevărat că sunt, dar există această reticență. În primul rând, a părinților mai bine stau în fața calculatorului, în fața televizorului și, din punctul meu de vedere, eu cred că nu este normal. Tot mai puțini sunt copiii care vin să facă mișcare, tot mai puțini sunt copiii care sunt sănătoși. Aici... Uh, cumulat cu sportul, trebuie să ai și o alimentație corespunzătoare, o viață extrasportivă. Nu te duci la discotecă tot timpul și vii dimineața la antrenament. Este clar că uh, sunt și niște sacrificii pe care nu toți sunt dispuși să le facă. Pentru că uh, trebuie să vii sâmbătă-duminica la antrenament. Uh, Sport nu faci, performanță nu faci numai lunea, marțea și miercurea și apoi intri în vacanță. Uh, de asemenea, trebuie să uh, ai cel puțin 8-9 ore de somn pe noapte. De asemenea trebuie să ai o alimentație care să ți permită să susții efortul respectiv pentru că dacă n-ai suportul caloric atunci ești ca o mașină care n-ai benzină Și sunt foarte sunt, 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 sunt mulți factori care influențează până la urmă performanța și spre deosebire de generația actuală generația care, generațiile care le-am avut mai devreme, erau totuși din punctul meu de vedere, cred că au fost mai cu picioarele pe pământ. Nu știu. Nu așa erau așa vreau. de multe tentații ca în zilele noastre? Nu știu, cred că nu erau nici atât de multe tentații, dar cred că și părinții reușeau să țină uh, copiii în mână mai, cu o mână foarte. Uh, am văzut cazuri acum în care vin părinții la școală și spun, „Nu avem ce să-i facem. Nu există așa ceva. Deci dacă Uh, a venit la 4 dimineața acasă. Păi, de unde a venit? Cum a venit? De unde sau Unde a fost? Uh, nu știu, nu, nu am ce să-i mai fac. Și uh, apoi uh, vin și au pretenții tot mai mari de la, de la școală. Uh, noi nu ne interesăm, l-am trimis la școală și la școală noi trebuie să facem tot ceea ce uh, ar trebui să facă și părinții acasă. Până la urmă, educația, uh, spun eu, majoritară, trebuie să vină din familie. Pentru că dacă el vine la școală și face tot felul de prostii sau ceva de genul ăsta, e greu să poți să-l reeduci, să spun eu, la, la, școală. Și, din punctul meu de vedere, cred că familia are din ce în ce mai, alocă din ce în ce mai puțin timp părinții copilului. Trebuie discutat, trebuie vorbit, pentru că în momentul în care ei nu sunt conștienți de ceea ce se poate întâmpla, atunci Uh, sau de ce trebuie să facă până la urmă, pentru că în momentul în care îi spui de ce trebuie să faci asta, te întreabă de ce trebuie să facă asta și tu îi spui, da, asta nu este un motiv. În momentul în care ai spus uh, și nu reușești să-l uh, motivezi, să-l conștientizezi, uh, până la urmă, cred că copilul niciodată o să facă ceva din obligație, astăzi, mâine, poi, mâine, după care, uh, sigur, sigur, nu o să mai facă. Sunt uh, mulți factori, dar oricum copii din, la momentul actual, din punctul meu de vedere, sunt, spun eu, mai slab pregătiți decât cei care au fost acum 10 ani și probabil cei care o să vină peste 10 ani o să fie mai slab pregătiți decât cei care sunt acum. Din toate punctele de vedere. Cred eu. Asta este ni spre asta să tinde. Adică din ce în ce mai rău. Din punctul meu de vedere, eu cred că și factorul economic, factorul financiar contează extraordinar de mult pentru că părinții sunt tot mai preocupați de altceva. Spun eu, traiu zilei de mâine, ceva de genul ăsta și atunci alocă. Ăsta este cel mai important, tot mai puțin timp copiilor. Și atunci eu din punctul meu de vedere cred că cea mai bună investiție este în copil. În momentul în care uiți asta, atunci este rău pentru copilul respectiv și cred eu că a face mișcare din punctul meu de vedere înseamnă nu toți sunt dotați pentru a face performanță. Este clar. Eu am întâlnit numeroase cazuri, foarte multe cazuri în care spuneau că vin copiii să nu mai stau în fața televizorului, în fața calculatorului sau să slăbească. Nu, aici trebuie înțeles că noi mergem, facem o selecție, dar pe noi ne interesează după un anumit timp elementele care pot să facă performanță. Noi nu stăm să facem fitness, altceva, nu. E... Sau că a adus o să slăbească. Nu. În niciun caz la noi. La sportiv înseamnă altceva. Deci noi încercăm să depistăm la început și probabil după 5, 6, 7 luni noi ne facem o imagine completă asupra copilului. După cele 5-6-7 luni, atunci ne putem da seama dacă pot să facă performanță. N-am refuzat niciodată niciun copil, dar la un moment dat ei văd că undeva sunt mai puțin dotați decât ceilalți și renunță. Până la urmă, justificat. Este o selecție naturală până la urmă. Da, deci, copiii nu trebuie bruscați sau mutilați din punct de vedere psihic. Tu nu mai vii că ești prost sau ești. Nu, 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 sub nicio formă. Copiii nu sunt a, a, tratați în, la modul ăsta. Dar, după un anumit timp, noi trebuie într-adevăr să ne orientăm spre a, vârfuri, spre cei care pot să facă performanță. Și Asta presupune o selecție, de, am luat undeva în clasa a 2, a 3, a 4, sunt mulți, mulți ani de muncă, pentru că ei ajung undeva să termină junioratul la 18 ani. Noi luăm undeva la 7-8 ani și atunci până la 18 ani sunt într-adevăr 10 ani în care pot să iasă un sportiv, poate să iasă să aibă, eu știu, continuitate sau. Uh, în cazul fetelor, uh, eu știu, există și posibilitatea asta în clasa 10 -a sau 11 -a să mărită. Și atunci ai pierdut, ai muncit degeaba. Sau, uh, zice Ați că, avut și astfel de cazuri? Păi da, bineînțeles. Deci, toată paleta. Deci bine. nu neapărat, numai că sau unele n-au vrut să mai, uh, să mai continue. Dar au venit și au spus că nu mai vrem să mai facem, uh, Asta este. Unele s-au măritat. Altele când au terminat 18 ani în clasa, am avut două cazuri în clasa 11 au plecat, deci n-au mai terminat să-și mai, să mai termine școala, au plecat direct afară. Și atunci muncești 10 ani de zile, la un moment dat, pentru, bine, ulterior întâlnindu-mă cu ele, după ce au revenit, au spus, domnul zice, îmi pare rău că n-am avut mintea, dar acum o am atunci. Timpul nu se mai întoarce, este clar. Și uh, pierzi o muncă, un, spun un drum pe care ai putea să-l continui. Pentru că, din punct de vedere sportiv, eu cred că este o carieră frumoasă, este adevărat și foarte grea, dar trebuie înțeles că aici nu pot să vină toți. Doar cei care au înclinații spre ramura sportivă respectivă. Eu cred că și generația lor 2000-2001 este o generație bună și generația cealaltă de 2004-2005, generația lor, la fel este o generație bună. Eu sper ca două, trei de la generația lor și probabil două, trei din generația cealaltă să facă pasul spre Liga Națională și să fie, spun eu, jucătoare de bază mai, mai târziu. Dar până acolo mai este mult și trebuie înțeles că trebuie să muncești foarte mult. Cine are această capacitate, cine are această răbdare, cine are această seriozitate, o să reușească. Și sper ca din generațiile lor să fie cât mai multe. Diana, de când te afli tu sub îndrumarea domnului Victor Dăbuleanu? Și care este postul pe care tu te simți cel mai bine? Um, am venit la handball de 2 ani, din clasa a 3 am început și postul pe care joc și pe care mă simt cel mai bine este interstânga. Ai încercat să joci și pe alte posturi? Da, am mai jucat și pe centru, câteodată am mai jucat și pe extremă la cele mari, dar nu e așa de bine ca în interstânga. adică acolo îmi place că pot să joc cu extrem mai, mai mult. Ce înseamnă pentru tine handbalul iată, după 2 ani de zile? Păi, pentru mine handbalul este locul unde mă simt cel mai bine, acolo unde sunt cu a doua familia mea, echipa. Bun, am înțeles. Și ne întoarcem acum la ceea ce se va întâmpla la sfârșitul acestei uh, săptămâni. Cât de pregătite sunt uh, fetele uh, pentru acest duel, să spunem așa? Pregătiți nu poți să spui niciodată că ești în totalitate, pentru că tot timpul apar tot felul de probleme. Uh, Chiar asta vorbeam cu uh, colegul, domnul profesor Teșilianu, pentru că acum Dumnezeu când... încă vă ajută, da, 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 da. Deci este omul, la da, este omul cu care eu colaborez cel mai bine și, încă o dată am spus -o și o spun tot timpul, este omul care, într-adevăr, mă poate determina să-mi schimb o hotărâre, din punct de vedere handbalistic. Este clar că... Uh, tot timpul justificările pe care mi le aduce trebuie să fie pertinente și este clar că nu tot timpul am spus că sunt perfect și mai greșesc câteodată și în momentul în care suntem doi, probabilitatea de a greși este mai mică. Și atunci, chiar în timpul când eu am venit aici, domnul nu a rămas cu fetele în sală pentru că aveam antrenament și vorbeam că mai avem trei zile până la turneu și de conspir ceva, pentru că am chiar aș vrea ca la turneul respectiv, în meciul cu Energetic, să adoptăm în, în timpul jocului cu Energetic și să încercăm, dacă o să putem, să mergem pe mai multe sisteme de apărare. Deci aș vrea undeva să combinăm în aceeași fază trei sisteme de apărare. 3, 2, 1, 6, 0 și 5 plus 1. Să vedem dacă avem această mobilitate în a mișca sistemele de apărare și să avem această capacitate de a trece foarte rapid de la un sistem de apărare la altul. Este foarte important pentru că în momentul în care uh, variez cu aceste sisteme de apărare, poți să pui mari probleme echipei, echipei adverse. O să vedem dacă o să pot în cele trei antrenamente să pun la punct cât mai bine aceste sisteme de apărare și vom vedea dacă o să fim pregătiți la turneu. Din punctul meu de vedere, rezultatele nu sunt importante. Aminteam de turneu de junioare 1 și jocuri la nivel de junioare 1 pe care le-am folosit ca jocuri de, până la urmă, pregătire. Jocuri în care am testat marea majoritate a jucătoarelor. Eu le-am dat posibilitatea să joace. Și într-adevăr, fiind celelalte echipe cu un an sau doi mai mari ca vârstă, este clar că și forța în, din punct de vedere al jucătoarelor în jocurile respective este mai mare. Și atunci, jocurile astea, în momentul în care le faci, acumulezi experiență, dar există și partea negativă, fiind un decalaj din punct de vedere al forței, există și probabilitatea foarte mare să accidenteze. Și atunci sunt cu două tăiușuri, să spunem așa, aceste, aceste jocuri de pregătire. Dar tot timpul, la aceste jocuri, la nivel de junioare, unul le-am dat șansa să joace toate. E adevărat, unele au confirmat, unele nu au confirmat și le-am spus foarte clar că cele care nu confirmă vor juca din ce în ce mai puțin. Eu nu sunt de la Crucea Roșie sau Armata Salvării Naționale să le dau șansa tot timpul să joace. Deci în momentul în care cineva mă convinge că poate să joace, este în regulă, reprezintă o soluție pentru mine. Dar în momentul în care nu văd care are potențial, nu văd care interes, pentru mine nu devine o soluție. Și atunci în jocurile care mă interesează din punct de vedere al rezultatului, atunci este clar că jucătoarea respectivă nu va juca deloc, pentru că nu am încredere. Și atunci, în momentul în care jucă, jocurile respective au miză, dacă faci o schimbare greșită, există pericolul să pierzi jocul. Ori de parte de mine, dar vrea să pierd un joc care mă interesează. Jocurile de la Craiova nu sunt importante din punct de vedere al rezultatului, pentru că eu cred că în mare măsură noi și echipa din Vâlcea Energetic cu Vâlcea suntem calificați în faza superioară. Deci nu Reprezintă o miză rezultatul. Pentru noi reprezintă o miză, să spunem jocul. Reprezintă o miză randamentul pe care o să laibă fetele atât în faza în individual, cât și colectiv. Pentru că până la urmă randamentul individual îți dă suma randamentului colectiv. Și atunci în funcție de fiecare o să vedem cum se prezintă. Eu am mai spus tot timpul, unele dintre ele poate au pretenții nejustificate în a juca, poate unele dintre, dintre părinți au, să spunem, pretenții nejustificate în a juca copiii uh, și cred că cei mai în măsură să facem... Uh, am avut și cazuri din astea în care, uh, eu știu, se ducea acasă copilul și spunea, uh, eu joc bine, dar nu mă bagă nebunul la să joc. Se întâmplă ca părinții să intervină în astfel de situații, să spună, dar copilul meu de ce nu a jucat uh, dacă, la meciul respectiv? Dacă, dacă, eu știu, întrebarea vine pe un ton decent. Uh, sub, uh, este normal să putem să discutăm și eu să vin cu uh, argumente logice vis-a-vis -vis de opțiunea pe care o am. Este normal să fie așa dacă, dar în momentul în care tu îi spui copilului, lasă că tu ești bun, dar nu te bagă nebunul la să joci, uh, atunci este o altă Uh, niciodată copilul respectiv nu o să mai antreneze pentru că el sau uh, nu o să mai aibă încredere pentru că el o să zică tot timpul că este, eu știu frustrat uh, de faptul dar are, da, ceva, dar antrenorul are ceva antrenorul și nu se joace. Nu, este de parte deci noi nu suntem puși acolo să decapităm pe cineva. Nu știu că se întâmplă astfel de situații peste ca tot. părintele să intervină în toate ramurile sportive. Peste tot, nu neapărat în ramurile sportive, peste tot și la școală se duce, vine părintele și spune părintele, stai puțin că Uh, i-ați ascultat pe amândoi, pe mine și pe Diana. Ne-am ascultat uh, profesorul, dar uh, mie mi-ați dat, copilului mi-ați dat șase, i-ați dat top și au știut amândoi la fel. Părinții nu pun problema uh, de ce -a știu de cât de șase. Sau părinții îi interesează dacă luam, luam amândoi șase, eram ok, e regulă. Nu, nu încălzește cu nimic chestia asta. Deci, uh, problema este pusă fals și. Uh, nu este pusă în favoarea copilului tău. Pe mine trebuie să mă intereseze numai copilul meu. De ce nu joacă? Nu că a jucat cu tare și copilul meu e mai nu bun se decât... Nu să facă acele că... comparații care nu sunt deloc uh, Din punctul meu de vedere nu sunt benefice în primul rând pentru... pentru... Nu, am avut și cazuri din asta Este normal să... În momentul în care lucrez cu omul, este cel mai greu. Și uh, foarte mulți părinți, foarte mulți, da? au o doză de subiectivism în momentul în care se pune problema copilului lor. Nu, nu, nu sunt în stare să fie echidistanți. Și atunci apar și aceste probleme. Bine, din punctul meu de vedere, eu cred că cel puțin și eu și domnul Teșileanu suntem acoperiți de rezultate. Nu poate să vină nimeni să spună că am uh, uh, băgat pe cineva în teren, a intrat cineva în teren fără... Eu știu să aibă ceva logic în mutarea respectivă. Eu vreau să câștig. Dacă pot să o bag pe mama în teren, pe babă o bag în teren, să câștig. Este clar, le-am spus și ele știu foarte bine care este Nu stau la discuții să stăm să negociem sau ceva de genul ăsta, pentru că uh, în jocurile de echipă trebuie să existe și o foarte mare, mare mare disciplină. Eu pe ea, cea mică Diana, chiar am adus-o la Junioare 1 să vadă, pentru că deocamdată la ele e un fel de joacă. Dar pe măsură ce cresc, joaca asta devine serioasă. Și ele trebuie să fie obișnuite cu disciplina. La nivel de junioare 4 există o mai mare libertate, dar la nivel de junioare 2, junioare 1, este clar că jocul devine tot mai tactic. Și atunci, în momentul în care nu te încadrezi în această tactică colectivă, atât în fața de apărare cât și în fața de atac, nu joci. Chiar am avut un caz acum în care una dintre jucătoare a spus că nu mai vine la handbal pentru că nu joacă. A jucat decât 5 minute sau 10 minute. Mi-a spus că la modul cum a evoluat turneul de junioare 1, probabil nu va mai juca deloc la următorul. Este clar că în momentul în care nu te încadrezi în ceea ce vrea antrenorul, și eu asta încerc să le obișnuiesc, în momentul în care te duci la o echipă uh, senioră, este clar că antrenorul vrea, trebuie să aibă rezultate. Nu are rezultate, este dat afară. Și trebuie să, confirme mă dea, la fiecare meci. Până să mă dea pe mine afară, eu te dau pe tine afară, dau pe ea afară, dau... Deci încerc să-mi iau jucătoare care să mă ajute. Dacă tu, ea nu mă ajută, ea nu mă ajută. Și în momentul în care nu faci ceea ce ți se spune, un meci, două sau trei, vei juca din ce în ce mai puțin și apoi te duci pe bancă, după bancă te duci în tribună, din tribună poate pleci de la echipa respectivă. Eu știu că am fost acolo, știu despre ce este vorba și cu asta încerc să le obișnuiesc pe, pe ele. Pentru că, sincer, vorbim la niciun sportiv, dacă avem sau nu avem rezultate, stai, că sunt destui care nu au rezultate, nu asta e problema. Nu mă dă nimeni afară, pe mine. Sunt profesor titular al liceu sportiv. Da, eu pot să spun că în ultimii 10-12 ani sunt singurul profesor din țară care am șase titluri de campion național. Deci nu, unii sunt colegi de-ai mei, ies la pensie și nu au fost odată la turneu final. Dar problema este pentru ei. Ce fac mai târziu? Acum, le-am spus, la fel, nu câștigăm, eu știu, un joc sau nu avem rezultate, nu le dă nimeni afară de la liceu sportiv. Problema este mai târziu. Ce facem? Încotro să duc. Pentru că, până la urmă, spre asta tindem. Să mergem să prindem o echipă de Liga Națională. Eu sper să înțeleagă asta și uh, să se și manifeste la, la modul ăsta. Uh, Bianca, pentru voi, ca echipă, um, nu știu, um, rezultatul unui turneu contează sau cât contează acel rezultat? Um, având în vedere că am mers de atâtea ori la turneul final Pentru noi contează oarecum și rezultatul Pentru că ne dorim să aducem o medalie Să realizăm ceva să nu plecăm cu regretul că ne-am întors la turneul final și nu am putut să luăm o medalie. Nu neapărat că este medalia de aur sau de argint, și medalia de bronz pentru noi este importantă. Dar asta nu ține neapărat mergem acolo și gata, dacă nu luăm medalia, s-a sfârșit totul. Nu! Mergem acolo ca să jucăm, mergem acolo pentru că pe parcursul întregului campionat am jucat și am evoluat din ce în ce mai bine și ne-am câștigat locul la turneul final. Iată, fetele pentru fete, pentru moral, se pare că este important rezultatul unui turneu. Rezultatul este, este, este important. Eu sunt de acord, dar uh, din punctul meu de vedere nu este cel mai important lucru. Pentru că poți să uh, faci o comparație, noi câștigăm uh, toate jocurile în grupă, dar, dar, o să dau un singur exemplu, uh, echipele din grupa respectivă sunt nesemnificative ca valoare, nu contează. Deci, uh, ai câștigat jocurile respective. Noi am jucat, uh, dau un exemplu, ultimul joc din... Uh, tur, l-am jucat cu CSS Craiova. scorul a fost uh, 35 la 8. Din punctul meu de vedere, bine, eu n-aș vrea să mă fiu vreodată pus în situația asta să jenantă, dar fi la un antrenor, la o echipă care nu ne neapărat ca rezultat, ca și joc ce au jucat echipa din Craiova la momentul respectiv. Păi dacă mai întâlnesc cinci echipe ca Uh, echipa din Craiova să câștig la 30 de goluri, pe bine, nu mă avantajează cu nimic. Eu de la jocul respectiv, într-adevăr. Uh, Aveți nu... nevoie de adversari, de uh, echipe cu valoare? Bineînțeles, eu ca să pot să cresc în valoare uh, ca și echipă, îmi trebuie tot timpul să am niște adversari competitivi. Uh, și uh, pe Diana, la un moment dat, a avut antrenamente în care a venit și a făcut cu juniorele 1. A început mai greu, a mai strâmbat de nas, s-a mai văietat, așa, după care s au obișnuit. Iar chiar, bine, și o parte din celelalte junearele, patru au fost în cantonament împreună în, în vară. Și au văzut că acolo altfel sunt puse, eu știu, lucrurile cap la cap cu altă seriozitate, altceva se face la antrenament, intensitatea și densitatea în antrenament, în antrenament sunt mult mai mari și înseamnă înseamnă cu totul, cu totul altceva. Deci până la urmă este foarte adevărat că totul se raportează și la rezultat. În momentul în care câștigi, câștigi, câștigi tot timpul îți dă și o anumită încredere, o anumită personalitate. În momentul în care intri în teren eu spuneam că generația de 88-89 tot timpul avea jocuri bune. Dar în momentul în care se uh, întâlneau cu celelalte echipe, echipele respective spuneau, măi, cu ăștia n-am câștigat niciodată. Deja intrau cu o anumită teamă, o anumită frică. și jucau câteodată prost. Deci, pot să spun, dar uh, câștigau uh, tot timpul. Aveau, într-adevăr, această personalitate. Și uh, s-a dovedit că la momentul respectiv când eu am spus că este o generație de excepție, foarte mult n-au crezut. Dar prin ceea ce au uh, realizat ulterior, mare parte din ele, pentru că joacă la echipe de uh, Liga Națională uh, și sunt jucătoare de bază în echipele respective, uh, s-a dovedit că eu am avut dreptate din punctul ăsta de vedere, că a fost o generație de excepție. Pentru că, Până la urmă, poți să fii un antrenor extraordinar. Dacă nu ai și materialul să-l prelucrezi, nu ai, eu știu, omul ca să lucrezi, atunci poți să și cu el în sală. Este clar că nu poți, să ai, nu poți să ai rezultate. Vrei să faci ceva, dar nu ai materialul respectiv. Eu știu, orice piesă, la strung. Tu poți să fii, să fii foarte bun strungar, dau un exemplu. Dar nu poți să faci piesa respectivă pentru că nu ai materialul. Așa este și la noi aici. Dacă ai material, îl poți prelucra. Dacă nu ai, atunci este mult mai greu. Poți să ai, cu ce ai, să ai niște ta. rezultate, să vede că s-a lucrat cu echipa respectivă, dar nu sunt jucătoare care să sară, uite, jucătoare care să ți rezolve până la urmă și jucătoare cu personalitate care să îți rezolve uh, anumite situații la momentul respectiv. Mă uitam acum la campionatul european, chiar jucătoare să revină spre o talie, spun eu, medie, dar jucătoare care gândesc, care au inteligență extraordinară în joc. Și exemplul pe care îl dau și lor este Mørk, la norvegienci, o jucătoare care are 1,67-68, o jucătoare stângace și care este considerată cel mai bun inter interdreapta din lume la 1.68, ceea ce dacă îmi spuneam cuiva acum 2-3 ani de zile, ziceam, bă, ești nebun la cap, nu se poate să uh, joci cu o jucătoare, de, sau în România dacă ar fi venit, sau era o jucătoare interdreapta la 1.68, cred că toată lumea se uită la tine, zici că ești după altă planetă. Este încă, din punctul meu de vedere, o percepție proastă, pentru că nu cred că mai are o foarte mare... E adevărat că nu poți să aduci nici pitici de circa aici. Dar un exemplu, să vii cu cineva de 1,25 m, cu tocuri cu tot și să vezi că îl bag în inter stânga sau inter-dreapta. Nu, sunt de acord. Dar, până la urmă, motricitatea și, de asemenea, inteligența în joc poate să suplinească, până la urmă, o talie mult mai mare. Pentru că dacă ești mare și, totuși, n-ai motricitatea respectivă și mai ești încet la minte... Cred eu că asta nu justifică până la urmă uh, faptul că tu ai putea să joci la linia de 9 metri. O linie de 9 metri unde acum am văzut o extraordinar de mare mobilitate din punct de vedere al fazei de apărare. Se tinde tot mai mult să joci și ambele faze, atât faza de apărare cât fa și faza de, uh, de atac. Se tinde ca fiecare Început jucătoare. Să schimbe regulile jocului? Uh, eu cred că din punctul meu de vedere... Uh, eu am terminat cu handul undeva acum vreo, să zicem, 15, 17 ani dau un exemplu. S -a schimbat regulamentul în primul rând, regulament care îi dă o extraordinar de mare rapiditate jocului la momentul actual. Deci nu mai sunt regulile respective, uh, care erau la câ atunci când jucam eu. Este foarte clar că s-au schimbat multe lucruri, acum și uh, viteza și forța. Sunt calitățile motrice care sunt, spun eu, primordiale în a face un joc de handbal modern la momentul, la momentul respectiv. Să sperăm că o să tindem și noi ca și mod de antrenament. Eu am mai avut niște discuții când, atunci când eram la lotul de junioare cu echipa Olandei, care aveau de jos până sus același model. Și iată că Olanda a devenit la momentul actual una din forțele handbalistice ale, ale lumii. Să sperăm că și noi o să avem această capacitate de a, uh, spunem, uh, ne moderniza la momentul actual. Să sperăm, nu știu, îmi vine uh, greu să cred pentru că tot timpul se încearcă, sunt niște reguli care sunt undeva de acum 40 de ani. Nu îmi dau un singur exemplu. Talia. Talia care nu rezolvă, spun situația în fericită, spun unde, e, care este în handbalul feminin. Pentru că nu același lucru se poate spune și despre handbalul masculin, unde acolo, dacă în anii 70-74 eram campion mondial, acum am ajuns să nu mai mergem la niciun, eu știu, turneu major. Campionatul European, Campionat Mondial, nu mai vorbesc de Jocurile Olimpice, unde acolo, într-adevăr, să ajungi la Jocurile Olimpice, sunt doar 8 echipe. 8 echipe înseamnă, din punctul meu de vedere, foarte puțin și, într-adevăr, acolo ajung, cred că, cele mai bune echipe și e adevărat că cele mai bune echipe fiind din continentele respective, pentru că se reprezintă Africa, America de Sud, America de Nord, care totuși au un handbal mai puțin valoros decât Europa. Sau poate Asia, intrând acolo și Corea, am văzut că sare undeva în ultimul timp și chiar Japonia, având un alt stil, spun eu, diferit sau total diferit față de acum 20 de ani. În rest, cred eu că noi ar trebui, la Slatina, să fim în continuare, să spunem, aceeași școală de handbal, încercând să dăm jucătoare, pentru că este clar că vom da jucătoare, din punctul meu de vedere, din nou pe bandă rulantă pentru Liga Națională. Acum să vedem nu știu, am mai spus eu, dar nu este problema mea dacă vor juca la Slatina sau vor juca în altă parte. Vom vedea ce se întâmple în, în continuare. La ora actuală aveți jucătoare care se află în vizorul lotului național? Uh, din punctul meu de vedere, uh, a fost nu jucătoarea mea, a fost uh, Focaru, care a plecat, din păcate, la jucătoarea colegului Gabi Cuzma la CSM București. Mai este tot a domnului Cosma Tălvan, care sper să aibă mai multă minte în perioada imediat următoare, pentru că este în clasa 12-a și cred că ar trebui să fie mai interesată. Și probabil, probabil, nu cred că eu am mare reticențe cu cei care sunt antrenori la loturile naționale. Știu, am lucrat acolo, și se cer niște rezultate imediate, o problemă spus eu pusă prost din punctul meu de vedere și se încearcă aceste rezultate cu orice risc, incluzând aici accidentarea pe bandă rulantă a Ori eu am încercat să evit această problemă, este clar că și... Să le menajați într-un fel sau altul. În momentul în care sunt jucătoare de la echipă de la mine, este clar că eu trebuie să am foarte mare grijă ca ele să nu se accidenteze la lot. Dacă se accidentează, antrenorul și altă jucătoare. Eu, din punctul meu de vedere, n-am de unde să mă iau pentru că asta este situația. Eu trebuie să merg pe jucătoare care le am. Eu trebuie să mă pliez atât în stabilirea unui tactici când joc cu cineva, pe jucătoarele care le am. Eu nu pot să visez ca ai verzi pe pereș, că nu știu ce o să fac eu dacă o să aibă ele trei picioare. Nu, eu trebuie să-mi clar ce am pot să fac eu. Eu știu, respectivul sistem de apărare, asta în primul rând ce am eu și apoi în funcție de echipa cu care joc. Pentru că și acolo trebuie să, în general, cunoaștem echipele cu care jucăm pentru că sunt, ne întâlnim cu ele mai mereu de undeva de la junioare 4 până urcăm undeva mai sus acolo la junioare 1 și cam știm echipele ce valoare au fiecare și cunoaștem și spunem pe postul fiecare echipă și atunci putem să stabili și o anumită tactică care poate să fie, eu știu, variabilă sau diferită, o tactică care poate să, să o aplici în funcție de rezultat, la momentul respectiv, cum joacă echipa, poți să prinzi o zi mai bună, o zi mai puțin bună, o jucătoare accidentată sau ceva de genul ăsta. Deci sunt mulți factori care influențează. Chestia asta. Eu sper să rămânem totuși aceeași școală de handbal care în ultimii ani am adus sau am dat jucătoare pe bandă uh, rulantă și cred că vor să înțeleagă și ele că uf, am spus-o, trebuie să, 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 fie foarte, foarte atente. Eu consider că handbalul este o portiță pentru ele și până la 35 de ani ar putea să, Trăiască din el, și spune o viață frumoasă, dar care cere și foarte multe sacrificii. Vorbeam la un moment dat de regulile jocului, de regulament care se tot schimbă, și mi-am adus aminte de faptul că aici, la Slatina, în urmă cu ceva timp, s-a dat examen pentru arbitraj. Dacă nu mă înșel, și tu ai participat, Bianca. Da, este adevărat, am participat. Uh, acum, uh, examenul fiind luat, noi trebuie să facem foarte multă practică, pentru că altfel nu poți evolua. Uh, în fiecare joi, domn profesor, uh, face meci cu junioarele uh, trei uh, uh, cu cele ale domnului Perpelea și ne-am făcut oarecum pe cupluri de jucătoare și mergem uh, câte două și încercăm să punem în practică uh, și asta cu arbitrajul. Este foarte bine pentru că, pe de-o parte, ne ajută să cunoaștem mult mai bine regulamentul jocului, mai ales că acum s-a schimbat foarte mult. Cred că de la campionat la campionat vor apărea poate mici modificări și noi fiind și jucătoare suntem nevoite să le cunoaștem. Și te ajută atât în joc, dar și, și dorești o carieră atunci mai târziu când vei renunța um, să fii jucătoare pe primul rând, cred că fiecare dintre noi își dorește să ajungă acolo sus și să prindă o echipă să joace la o echipă cât mai mare dar nu toate o să avem posibilitatea aceasta așa cum arbitrajul poate fi o oportunitate pentru noi încercăm să facem să mergem și să avem un plan de rezervă și de ce nu arbitrajul ar putea fi un bon viitor, dacă nu poate chiar să ne câștigăm existența din asta? Câte fete au trecut acest examen? Vreo 14, da. nu sunt pui de arbitri. Vom vedea, eu am întins această mână încercând să mă ajut pe mine. Pentru că este foarte important ca ele să cunoască regulamentul și în momentul în care ești pasibil pentru o greșeală, să încerci, poate, dacă o cunoști dinainte, să nu o faci. Este foarte, foarte important. Acum, câte... El au văzut foarte bine că uh, ca să arbitrezi, da? sau ca să-și faci handball, trebuie să ai o înclinație și spre chestia asta, pentru că una este să cunoști regulamentul, una este să-l aplici tu, una este să știi handbal și una este să-l joci tu. Deci este, sunt două lucruri diferite. Acum, nu știu câte vor face, nu vor face, pentru că și aici s -a revenit cu o vârstă foarte fragedă, ori nu după ce te lași, că dacă te lași la 35 de ani de handbal și te apuci de arbitraj, te duci la zilul de bătrâni. Deci nu ai cum să mai faci handbal, să mai, să mai arbitrezi după ce te-ai lăsat de handbal. Este clar că cei care se apucă de arbitraj la momentul actual trebuie să aibă în jur de 20-21 de ani, ca într-un timp relativ de 7-8 ani să poate să meargă de la treapta cea mai joasă până undeva sus acolo. Nu știu, eu repet, am făcut-o și am făcut-o datorită faptului că am crezut că le ajută pe ele în a face uh, handbal de, de performanță. Mai vin când facem jocuri să sperăm că totul o, o să fie în regulă din punctul ăsta de vedere și dacă una, două, trei dintre ele or să vrea să meargă pe această latură, din punctul meu de vedere... Pot face și în paralel? E mai greu. E mai greu pentru că în momentul în care ai jocuri, joci, n-ai cum să arbitrezi. Deci, nu știu, cred că la nivelul ăsta acum s-ar putea, având în vedere că ei ar avea posibilitatea urma concursului care l-au susținut să arbitreze undeva la nivel de junioare 4. Ar putea să facă asta, având în vedere că probabil nu coincid datele, dar undeva mai sus acolo este destul de, destul de dificil. Și ca arbitru de, de ce perioadă ar avea nevoie pentru a se pune la punct? Nu este chiar atât de ușor, pentru că indiferent cum ai crede că este ușor, nu, nu, nu este adevărat. Sunt Sunt convinsă că soarta unui joc ține a, în măsură mare. Trebuie măsură să ai personalitate, toată lumea spune că arbitrii sunt unși cu toate alifiile, că eu cred că un arbitru poate să aibă o anumită experiență dacă, să spunem, arbitrează în mod regulat în jur de 5 ani. Să poată să... Adică greșelile pe care le face în timpul unui joc să fie digerabile. Pentru că dacă iriți și o parte și partea cealaltă, este clar că ai probleme în arbitra și ele au văzut foarte bine că le fură cu toată peisajul și nu uite să mai respire în fluier. Deci sunt, sunt, destul de multe sau îți trebuiesc destul de multe calități și ca să devii arbitru. Nu este cine îmi spune că este simplu să înșală. Nu. Pe margine poți să vezi o greșeală în teren, poți să faci o greșeală ca și arbitru, să nu fie intenționată sau poate să fie intenționată sau sunt multe probleme care pot, pot apărea. Bun, pentru că ne apropiem de finalul acestei ediții, aș vrea să mai întreb și pe Diana ce își dorește ea pe viitor, ce și-a propus să facă în ceea ce privește handbalul. Păi, aș vrea pe viitor să ajung o handbalistă foarte bună, dar până atunci mai este timp și o să Ca vedem. Dar cine? Ai și modele? Modele poate chiar de la noi, de la Slatina, pentru că păi, am dat atâtea jucătoare. Zamfir, nu mai știu, hă nu Hășmașul, știu, Manea. Mai. Nu știu. Uh, da. Sunt foarte multe jucătoare, într-adevăr, și sunt uh, modele printre ele. Eu cred că ea și-ar dori, sper să-ți să dorești uh, să ajungi undeva sus, pentru că altfel, în momentul în care nu vise să ajungi undeva sus, să știi că nici nu o să poată să, sau nu vise să faci ceva, nu-ți dorești să faci ceva, n-ai un țel. Uh, este și foarte greu să ajungi. Este foarte greu să uh, stabilești un, uh, eu știu, uh, ceva intermediar mic. Nu, nu, o să poți să faci nimic. Țelul cu cât este mai înalt, cu atât cred eu că uh, dacă tinzi pe ceva mai uh, înalt, poate să fie și realizabil. Este adevărat că, din punctul meu de vedere, trebuie să fii și realist în a alege. Pentru că, am mai spus eu, le dau exemplu, tot timpul îi vreau să ajung pe lună. N-am rachetă, n-am nu știu mai ce. Între multe să fac acolo. Deci trebuie să fie ceva realizabil. Eu vreau să fac asta pentru că pot. Dacă pot, da, trebuie să fac niște sacrificii. Trebuie luat pas cu pas și eu cred că uh, în momentul în care uh, și ai o judecată coerentă, eu cred că și poți să aspiri la mai mult uh, din punctul meu de vedere. Mult succes! Uh, vă doresc în uh, tot ceea ce faceți, și uh, să sperăm că veți mai veni uh, la emisiune. Uh, vom mai afla și despre aceste două jucătoare, și despre altele, pentru că asta încercăm prin intermediul uh, emisiunii noastre: să promovăm uh, sportivii din uh, județ și, bineînțeles, și. Antrenorii care reușesc alături de fete să facă această performanță, vă mulțumesc pentru prezență și vă mai aștept în cadrul emisiunii. Și noi mulțumim și cu cea mai mare plăcere și altă dată. Dragi telespectatori, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Arena Sportivă. Vă dau întâlnire și lunea viitoare. Până atunci, toate cele bune. Eu sunt Cristina Dimulescu, la revedere!